Apropo de panică, am văzut zilele trecute, da, toți am văzut cozile care s-au format la Institutul Marius Nastea, s-au format cozi și la Romexpo. Putea fi gândită această strategie și astfel, altfel, astfel încât să nu ajungem să ne îmbulzim, da, să vedem îmbulzirile și cozile care s-au format Aceste centre, la după cum știți, aceste centre. au fost tocmai realizate pe structurile grupelor de vaccinare. Cred că aducând pe 15, să spunem, intrând cu a doua grupă, 15 ianuarie, am forțat un pic limitele, neștiind, mă repet, nici faptul că vor veni mai puține doze. Cred că reorganizarea din acest moment n-ar trebui să lezeze nici persoane din grupa a doua, dar nici să facem să aștepte să creăm acele cozi pentru cei care așteptau deja o planificare la vaccinare. Cred că teritoriul aici trebuie să reacționeze mai prompt, atât prin Direcția de Sănătate Publică, prin reorganizarea acestor centre de vaccinare, dar în același timp și coordonarea la nivelul Comisiei Europene pentru dozele de vaccin care trebuie să vină. Din informațiile mele, la începutul lunii februarie ar trebui să vină și vaccinurile de la AstraZeneca, coroborate cu cele de la Moderna, și atunci cred că vaccinarea va intra pe făgașul normal. Dar în acest moment cred că trebuie reorganizat la nivel local, atât prin reprogramări, dar cât și prin păstrarea, să spunem, acelei grupe de risc în parametri în acest moment. Această reorganizare despre care vorbiți ține de Ministerul Sănătății, da? Acum, domnul ministru Vlad Voiculescu. Cum vedeți implicarea acestuia? Se implică desu așa cum trebuie în această campanie de vaccinare? Este o altă politică managerială și ministerială. Sper să o ducă la bun sfârșit și să avem un efect normal. Este o politică diferită ministerială față de cea pe care am dus-o eu până în decembrie, dar eu sper ca resursele ministerului și a domnului ministru personal să ducă la un rezultat bun.